Eu nu pot să impun absolut nimic, eu nu pot să impun absolut nimic, e aceeași discuție pe care am mai avut-o aici la conferința de presă. Trebuie să înțeleagă toți proprietarii, indiferent că discutăm de cei de la parter sau de la etajul 3 sau de la etajul 4, că acoperișul este parte integrantă a construcției lor, a clădirii, a corpului comun, a condominiului și obligațiile sunt ale tuturor proprietarilor din acel imobil. În momentul în care există o hotărâre a adunării generale care prevede realizarea fie de reparații sau realizarea unei șarpante, când există un consens între coproprietari, sigur că lucrurile merg altfel. Din păcate, așa cum spuneți și dumneavoastră, încă la nivelul asociațiilor de proprietari și la nivelul proprietarilor, mai bine spus, nu la nivelul asociațiilor, există aceste disensiuni în sensul în care nu se înțelege că acoperișul, dar nu vorbim numai de acoperiș, putem să vorbim și despre subsol, pentru că la fel poate să spună și cel de la etajul 3 sau 4 că nu e problema lui subsolul. Nu, problema este a tuturor.